Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendentul, Nord în Leu, etalare pentru septembrie 2021. După cum vedeți, deja au venit câteva mesaje pentru unii dintre voi. Evident că etalarea este pentru unii, nu pentru toți, pentru că vorbim la nivel colectiv și sunt diferite colective care se manifestă într-un anume fel, altele se manifestă altfel. Primul mesaj este muzica. Știu că mulți dintre noi trecem prin situații grele, dificile și am simțit că posibil pentru o serie dintre voi cei cu planete în leu, acest mesaj să nu fie satisfăcător. A, ce am eu nevoie de muzică, că n-am atâtea greutăți pe cap, când X sau Y, mă, eu știu ce îmi face, îmi creează probleme în viață. Și am cerut o clarificare. După muzică a venit cristalele și la capătul setului de cărți yoga. Mediul înconjurător și florile. Cred că pentru unii dintre voi toate aceste mesaje vor să vă transmită că aveți nevoie de un mediu înconjurător mult mai curat energetic. Pentru acest lucru, acest mediu înconjurător nu ține doar de natura. Bine, vă sugerează să stați cât mai mult în natură, să vă conectați la energia pură a pământului, să vă împământeniți, dar ideea este să vă curățați și mediul interior, nu doar înconjurător, prin yoga, prin rugăciune, prin gânduri curate și vorbe, pentru că muzica ține de sonoritate, de sunet, da? Vorbe frumoase, vorbe, încercați să vorbiți într-un mod creativ, blând, înălțător. Poate unii dintre voi ar trebui să comunicați cu ceilalți și pe calea muzicii. Unii poate aveți talente muzicale, într-adevăr, nu zic nu. Lei în general au multe calități artistice în general, da? Sunt dramatici și poate ar fi bine să exersați toate aceste cărți și dintr-o altă perspectivă a echilibrului spiritual-energetic. Cristalele confirmă faptul că aveți nevoie să practicați mai multe forme de spiritualitate și de curățare energetică și de manifestare, pentru că muzica manifestă, da? Preia de la îngeri inspirația și o transmite mai departe pe cale sonoră celor care sunt dispuși, evident, să o asculte. Și atunci, dacă aveți ceva de comunicat, comunicați elegant, artistic, înălțător, eventual împământeniți-vă cu mediul înconjurător și cristale prin cristale, luați-vă niște cristale care să vă ajute să vă curățați energetic, fiți într-o vibrație înaltă cât puteți. Pentru că unii lei, depinde și de planetele lor personale, bănuiesc că nu cei care ascultă aceste canale, poate cei care nu ascultă, dar unii lei au tendința să fie mai dominator, că na, asta este leu, mai concentrați pe ei înșiși și mai puțin pe mediu și pe relația cu exteriorul și cu ceilalți din jur. Dar am zis unii. Depinde de poziția voastră în creșterea voastră spirituală. Ia uite, s-a oprit la 10 de cupe, setul de cărți. După o dezamăgire. Cineva v-a dezamăgit. Cineva v-a dezamăgit. Sau voi ați dezamăgit pe cineva, cavalerul de bâte, datorită inconsistenței, sau cineva a fost inconsistent cu voi și v-a dezamăgit. Și acest ideal, 10 de cupe în acest context cu cavalerul de bâte și 3 de spade și spânzuratul, îl văd ca pe un ideal. Un ideal care a fost provocat de o dezamăgire. Încă nu văd această mare bucurie realizată. Poate se va realiza în alt context cu altcineva, dar deocamdată este un ideal, este o iluzie că ați fi putut să fiți fericiți cu cineva. Voi sau altcineva și-a creat iluzii față de voi. Iar e o iluzie care a fost provocată de niște stagnări, de dezamăgire, de un du-te vino al unuia dintre voi. Cineva vine, pleacă, cavalerul de bâte, poate e un alt semn de foc, poate să fie și semn de aer, poate să fie și semn de apă, oricine poate fi de pământ. Cineva vine, pleacă și creează dezamăgiri. Hai să vedem ce am amestecat, dar aș mai amesteca încă o dată. Uf! Uite, 4 de cupe dezamăgiri.
Dezamăgire și dezamăgirea asta vă face să fiți prea defensiv. Puteți să primiți oferte, poate să vină dragostea în viața voastră și să nu vedeți dacă sunteți prea mult în această dispoziție. Există totuși un proiect. Există o pasiune care se aprinde într-o formă sau alta în viața voastră, dar aveți o atitudine defensivă. Dacă ați fost dezamăgiți, sunteți încă precauți. Da, eu simt că ar putea să fie și atitudinea voastră defensivă față de o situație nouă care apare în viața voastră. 4 de cupe, 7 de bâte, niciuna din cele două cărți nu este nu reprezintă o atitudine implicată. Așa s-ar cere când apare un as, să fim implicați, să-l întâmpinăm cum se cuvine acest foc inspirator, într-o formă sau alta. Poate să fie proiect, poate să fie o persoană, poate să fie o situație, da? Apropo de muzică, da? De cristale, dacă inspirați, lăsați-o să creeze ceva frumos. În fine, un mesaj pentru unii dintre voi. Ia, Regina de Monede. Aici este provocarea. Să creați ceva, să manifestați victorie, vindecare, echilibru și dragoste în această situație, în acest as, pentru unii dintre voi. Și repetasul acesta poate să fie orice. Poate să fie un alt semn de foc. Poate să fie un personaj care vă inspiră. Da, și pe voi, leilor, vă poate inspira cineva. De ce nu? Un proiect, o idee. Energia cuiva. Că tot am vorbit de energie, să vă ajute să ieșiți din acele dezamăgiri. Hai să și mai amestec o dată totuși. O dată. Soare, Luna, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Leu, septembrie 2021. Hai să vedem central, dragii mei, leuți și leuțe. Regele de cupe pe care l-am văzut când am amestecat cărțile în sufletul vostru. Simțiți? Hai să vedem. Regele de cupe, o carte frumoasă a simțurilor, a romantismului. Ia. 7 de cupe. Imediat. N-aș mai vrea să mai fac interpretări până nu văd cărțile împreună. Cavalerul de spade în trecutul îndepărtat, 3 de bâte în trecutul apropiat, cruce celtică clasică, moartea în viitor în sensul de transformare. Încheiați un ciclu, terminați cu o situație neplăcută și renașteți. Așa. În prezent, 8 de spade. Aici, în curând o să renașteți. În curând o să renașteți într-o altă formă. Să sperăm că într-o formă mai bună. Din acest motiv aveți aceste prime mesaje. Conectați-vă la pământ, la energia pură, terestră, la cristale, la muzică, faceți curățările energetice ca să renașteți într-o direcție bună. 3 de cupe, ca și sfat, bucurați-vă. Influențe exterioare, 7 de bâte, eventual cineva vă blochează sau cineva pe care ați blocat. Am văzut 7 de bâte, ați blocat eventual acel as de bâte din cauza dezamăgirilor sau nu s-a manifestat un început cu cineva din cauza dezamăgirilor voastre, a lor sau poate a fiecăruia dintre voi. 8 de bâte, aici este teama de a merge mai departe, de a comunica pentru că încă sunteți blocați într-un fel sau altul ce vă doriți, luna, posibil pe cineva, unii dintre voi, cu anumite marcaje în zodia leului. Vă doriți un personaj cu marcaj puternic în semn de apă care vă sensibilizează, vă îndeamnă la visare, dar vă creează și confuzie. Aici este. E un mister care vă atrage. Ce reușiți să faceți? Împăratul. Interesant. Să fiți în control. Față de atracția pe care o aveți față de cineva. Și steaua. Da, există un stres care trebuie ținut în frâu. Pentru că apare cineva în viața voastră clar. Steaua. Un personaj strălucitor. C-o fi mai strălucitor ca voi? Posibil. Poate că... Da. Poate să fie mai strălucitor ca voi, dar într-un alt sistem.
Soarele cel mai strălucitor în sistemul acesta. Steaua este mult mai îndepărtată. Ar putea să aibă o energie mult mai puternică decât voi, dar într-un alt sistem. Acum depinde de sistemul care sunteți voi. Că tot am văzut monede, tot știm că lumea veche se destramă și se construiește o nouă lume. Sunt chestiuni care țin de schimbare, de era vărsătorului, în care ne transformăm și mintea și emoțiile. În sufletul vostru, un personaj, iar lună, 7 de cupe, regele de cupe, și aveți la sfat 3 de cupe. Un personaj care vă, posibil pentru unii dintre voi, vă îndeamnă la echilibru emoțional sau vă inspiră la echilibru emoțional sau vă oferă căldură, bucurie emoțională. Însă există această stare de confuzie și de visare, vă îndeamnă și la visare, dar aici este problema. Ce faceți? Pentru că de la visare începe să vă blocați. Pentru că nu se poate manifesta. Apare 8 de spade în prezent. În trecut ați avut un personaj impulsiv care a venit în viața voastră. A venit și a plecat. Și eventual ați rămas așteptând acest personaj. Cavalerul de spade, 3 de bâte. Cu fi semn de aer, cu fi semn de foc, nu contează semnele. Un personaj a venit, va exprima ceva sau s-a purtat așa într-un mod mai impulsiv și totuși ați rămas în așteptare în acest context. Și această așteptare vă blochează mental. Posibil simțiți în continuare emoții față de acest personaj. Dar am senzația totuși că acest rege de cupe în sufletul vostru reprezintă altceva, nu personajul impulsiv din trecut. O să și clarific. La capătul setului de cărți aveți valetul de bâte și temperanța. Ia uite și asul de bâte. Și asul de bâte. Nevoia de a începe ceva nou, dar până să începeți acest ceva nou, că e o nouă viață, că tot văd moartea și apare și un as, da? Moartea, renașterea, că trebuie să o luați de la zero, că trebuie să începeți un proiect, că vă îndrăgostiți de altcineva, că altcineva se îndrăgostește de voi. Acest as de bâte poate să reprezinte foarte multe și o idee productivă, da? Inspirantă, dar trebuie să aveți răbdare ca să o manifestați, valetul de monede. Eventual cineva și-ar dori să comunice cu voi, dar trebuie să se abțină pentru că au încă nevoie de vindecare și voi aveți nevoie de vindecare și așa mai departe. Încă este nevoie de timp. Înainte să clarific. Regele de cupe e o energie foarte frumoasă, de dragoste profundă. Ori simțiți din partea cuiva că vă iubește foarte mult și această dragoste a lor vă creează confuzii, vă îndeamnă la visare și e un soi de dragoste pe care unii dintre voi n-ați mai experimentat-o. Pentru că ați trăit lucruri mult mai impulsive cu alte persoane. Pentru că aveți un personaj care e defensiv și această emoție care vine din partea cuiva este altceva, altceva. Interesant este că apare posibil din preajma prietenilor să fie acest personaj. Pentru că sfatul este 3 de cupe, central aveți regele de cupe, da? Chiar dacă există această stare de visare, de confuzie, bucurați-vă de acest suflet pereche, care vine eventual să vă aline, să vă susține într-o formă sau alta, să vă bucure, să vă cheme la altfel de evenimente, apropo, artistice, spirituale, e altceva, este un personaj, oricine, nu zic neapărat că sunteți îndrăgostiți, că poate să fie și pentru o doamnă, o prietenă sau, eu știu, un coleg, colegă de lucru, da? Sau cineva care vă inspiră la altceva, cum am zis mai devreme. În prezent aveți 8 de spade. Oricine v-a blocat,
cu gândul la voi, ori voi, o să și clarific să văd totuși dacă e vorba de voi sau de altcineva, dar posibil să fie, să aibă legătură cu această influență exterioară cu șaptea de băte, pentru că și aici este un blocaj energetic, aici este un blocaj mental. Eventual, voi, în general, lei sunt mai entuziaști și varianta lor bună, evident, în varianta lor nebună sunt geloși, dar hai să vorbim despre variantele bune ale leilor. Lei, în general, sunt expresivi, sunt creativi, sunt artiști și sunt dramatici. Dacă ați avut cu persoane care, ați avut de-a face cu persoane mai puțin expresive, aici este problema lor, aici este blocajul lor, șaptea de băte, da? Opt de spade. Problema lor este să se deschidă. Aici este provocarea pe care ați putea o reprezenta voi, acel as de băte puteți să fiți voi, în cazul veți simți că nu se manifestă nimic nou. Gândiți-vă că acel as de băte puteți să fiți voi, noul, în viața cuiva. Înțelegeți? Ca să nu mai ziceți, vai, că nu s-a manifestat. Nu, se manifestă, dar sub o altă formă, într-o altă perspectivă, da? Voi puteți să fiți noul în viața cuiva, în cazul în care veți simți că nu s-a întâmplat nimic nou în viața voastră. Deci, energia se manifestă, dar într-un alt plan, al altuia. Și aici este provocarea. Cine este defensiv este provocat să iasă. Și aici este teama voastră, că cineva, că voi, de fapt, într-o relație, într-un anume sens, nu puteți să mergeți mai departe, 8 de băte. E în poziția fricilor. Din cauza unei distanțe. Poate să fie și, acum simt un mesaj, poate să fie și din cauza unei diferențe de spiritualitate. Deci voi în relație cu cineva, oricine poate fi, repet, nu neapărat membru de familie, poate să fie și prieten și coleg și personaje noi și proiect, orice, da? Aveți o teamă că nu se poate merge înainte, nu se poate evolua și e logic din cauza acestor două blocaje. Din acest motiv, optul acesta este și în prezent și în poziția fricilor. Opt înseamnă casa opta transformării și apare în viitor sub forma morții. Da? Moartea e casa opta scorpionului. Și atunci, cine reprezintă blocajul sau cine e mai blocat trebuie să se transforme. De-aia am zis, este o așteptare necesară ca celălalt să se echilibreze, să se vindece, să crească spiritual. Între timp, dragii mei, rămâneți în energie pozitivă. Aici este sfatul. Fiți pozitiv în sensul frumos al cuvântului, nu absurd. Hai să fim pozitiv când vine criza financiară, dar în sensul că manifestați lucruri frumoase. Nu zic să nu fiți precauți, nu zic să nu puneți bani deoparte, nu zic să cheltuiți în stânga-dreapta, da? Bucurați-vă de ce aveți acum, de prietenii care sunt în preajma voastră, de, eu știu, lucrurile frumoase pe care le puteți face. Asta e sfatul, bucurați-vă. Bucurați-vă și de dragoste, dacă o simțiți, dacă nu o simțiți, bucurați-vă de prieteni, de ceea ce știți că puteți să faceți mai frumos. Ce vă doriți, luna? Deocamdată e un secret. Ce vă doriți? Aș putea să zic eu un secret ce vă doriți sau poate nici voi nu știți exact ce vă doriți. Unii dintre voi s-ar putea. Pentru că aveți șaptele de cupe, ca și confuzie, ca și provocare. Pentru cei care simțiți totuși un soi de dragoste pentru cineva, pentru că nu la toată lumea se va manifesta acest regele de cupe la fel, aici este confuzia, mai ales pentru bărbați. Dar poate să fie și pentru femei. Dacă sunt obișnuite să acționeze mai mult din ego decât din autenticitate. Pentru unii dintre voi, să fie o confuzie legată de sentimentele voastre și totuși să vă doriți, să le înțelegeți. Pentru că luna pune lumină în întuneric, face lumină în întuneric, da? Vă doriți dragoste, vă doriți înțelepciune, intuiție, feminitate, lucruri frumoase, maternitate, sensibilitate, dar pentru unii dintre voi, bărbați, femei, că pot să fie femei foarte masculine, da, în zodia leului, foarte active, exagerat de active, atunci aici e o provocare care creează confuzii. Hai să termin și apoi să clarific. Ce reușiți să faceți? Să fiți în control.
Dar, dragii mei, uneori nu e bine să fiți în control. De-aia apare și provocarea aceasta. De-aia apare acest personaj, regele de cupe. Nu mai fiți în control atâta. Lei, în general, sunt în control, da? Vor controlul. Aici este. Încercați să nu mai fiți în control, pentru că asta deocamdată veți face în continuare. Și încercați să inițiați, apropo de valetul de bâte, inițiați ceva sau inițiați, mergeți într-o direcție care vă vindecă, exact zona asta de care vă e teamă. Implicați-vă într-un proiect artistic care pe termen lung poate să fie vindecător și pentru voi și pentru ceilalți. Chiar dacă nu aveți, să zic, experiență, implicați-vă, descoperiți un hobby. Faceți yoga, lucrați cu cristalele, adică implicați-vă, că asta înseamnă valetul de bâte, printre multe altele, implicare. Ca să se ajungă la această manifestare, cum a zis mai devreme, uite, e asul de bâte. O să și clarific, dar deocamdată acesta este un mesaj, o variantă a felului cum se pot manifesta energiile în viața voastră. Acum hai să le și clarificăm, să vedem detalii. Clarificăm regele de cupe în sufletul leilor. Regele de cupe. Nu sunt multe? Rău carte. Regele de cupe în sufletul leilor. Iată. 5. Ia să vedem cum e. 5 de cupe și magicianul. 5 de cupe este un dor. Este un regret. Este un doliu eventual. Ori vă este dor foarte mult de o dragoste adevărată și vă doriți să se manifeste, să începe să manifestați, dar ca să o manifestați voi, trebuie să practicați ce am zis mai devreme. Ori există acest personaj care este plin de dor față de voi și își dorește manifestare, își dorește să începeți ceva nou, că tot am văzut asul de bâte. Își dorește să comunice ce simte, dorul care apare în momentul în care sunteți la distanță, eventual. Ia uite, regina de cupe. Regele de cupe și regina de cupe. Simt, ia uite, 4 de monede. Probabil că unul dintre voi, cel puțin și steaua, iar reapare steaua. Unul dintre voi sunteți într-o relație karmică, sunteți mai rigid și au opte cupe. Trebuie să vă depărtați, să îndepărtați. Sau ați fost obligați din cauza unei distanțe să vă îndepărtați și apare steaua și opte cupe. Da. Face parte din karmă, eventual, această îndepărtare, această distanță. Dar această distanță va fi rezolvată cu temperanță, deci karma se rezolvă prin ce? Rugăciune, curățare energetică, da? Steaua a apărut de două ori, am văzut temperanță. Yoga, cristale. Trebuie să lucrați cu chestiunea aceasta. Ideea este că ei vă simt perechea lor perfectă, posibil și sunteți. Da, și apare regele de cupe și regina de cupe la lei, pentru că lei sunt foarte emoționali. În general. În general. Poate pentru unii dintre voi, aha, trebuie să spun și chestia asta pentru că știu. Poate unii dintre voi ați pierdut la un moment dat, a murit. În sensul acesta, a murit. Un personaj față de care ați simțit multă dragoste și trebuie să vă vindecați, încă nu v-ați vindecat, încă nu v-ați transformat, trebuie să o luați de la zero, să începeți să manifestați o nouă dragoste sau să vă iubiți altfel, să pare acest magician, acest unu în sufletul vostru, să renunțați, să le dați drumul să plece, să mai trăiți în amintiri pentru unii dintre voi, da? 7 de cupe, te rog frumos, clarificăm provocarea, provocarea. Da? Și interesant, 7 și cu 8, da? Este liberarea de acel trecut. Ia uite, 7 de extraordinar, 7 și 7 și a apărut în poziție normală. Aici este. Și acum înțeleg și chestia asta. Dacă într-adevăr aveți de eliberat ceva, aruncați-vă într-o zonă a viselor. Încercați să vedeți opțiunile pe care le aveți în jurul vostru pentru cei care v-ați blocat într-un trecut. Hai să mai iau încă o carte, totuși de două ori 7 de cupe.
E o provocare care poate să aveți o viziune, trebuie să aveți o nouă viziune. Despre, ia uite, despre soare, despre fericire. Dacă ați pierdut-o, trebuie să vă schimbați. Da, apare aici 8, apare amândouă, țin de schimbare mentală. Da, amândouă, 8 de spade și moartea. Și aici este teama voastră de a merge mai departe, de a avea încredere. V-ați blocat într-un trecut, unii dintre voi. Clarificăm încă o dată 7 de cupe, te rog frumos, mai dăm o carte pentru 7 de cupe în poziția. Of, of, of. Ia uite, roata norocului este invers. A venit invers. Aici e provocarea. Nu mai visați la trecut, visați la viitor, ca să puteți să schimbați energia. S-am pus în poziție normală. Ca să schimbați energia, știm bine că lei sunt semn fix. Și uneori rămân fixați în trecut. Ce a fost, a fost. Iubirea care a fost pentru unii, da? Acum poate să vină o altă iubire într-o altă formă sau sunteți pregătiți pentru o altă cale, pentru o misiune spirituală diferită. Nici nu o puteți înțelege dacă nu vă eliberați de trecut. Hai clarific, ia uite, 6-ul de cupe. E ce provocare, trebuie să vă vindecați. Asta înseamnă 6-ul de cupe. Să nu vă mai mințiți, 7 de spade. Regele de inimi, ia uite, să nu vă mai mințiți. În sensul că această dragoste, regele de cupe, adică regele de cupe și moartea. Iar pentru cineva chiar e o poveste de dragoste care s-a încheiat sau, eu știu caz, eu știu caz. Ba chiar cazuri, da? Lei, planete în lei, care au iubit profund pe cineva, persoana s-a dus sau, în fine, da? Și au rămas în acel trecut. Nu! Nu! Pentru că Dumnezeu are altă misiune. Și dacă vă blocați misiunea singuri, nu cred că e chiar bine, da? Aici, deblocați-vă. Ați rămas blocați. Încercați să vedeți opțiunile pe care le aveți. Să visați. Să visați, da, aveți atâtea cărți de spiritualitate. Să visați. Clarificăm acest cavaler de spade în trecut. Cavaler de spade în trecut. Și chiar dacă n-a murit cineva, este o dragoste față de care ați rămas fixați. Și e bine să mergeți în continuare, dar aici, 8 de spade este în poziția fricilor. Clarificăm cavalerul de spade. Ia uite, 2 de spade. 2 de spade și în poziție normală, cavalerul de spade. Acum mai am un alt mesaj, că știți, vin diferite mesaje. Pentru unii această dragoste să fie a cuiva, cineva să fi rămas blocat în această dragoste față de voi, repet, din cauza distanței, din cauza că n-a putut sau a fost un blocaj, iar apare un blocaj, 2 de spade, cavalerul de spade, ori a fost o acțiune impulsivă din partea unuia sau a celuilalt și această acțiune impulsivă sau vorbe spuse la, eu știu, la nervi, da? Să fi creat acest blocaj. Și necesitatea de a alege. Ce fac? Doi de spade, ce face? Stă, tace, ca să aleagă un trei de bâte. Pentru că apare undeva în trecut, înțelegeți, da? Da, e nevoia de a o lua de la zero. Mi apare nebună aici. Ce fac? Continuă această energie impulsivă sau o iau de la zero? Da? Și aici apare și trei de bâte. Așteptarea. Clarificăm trei de bâte în ultima vreme. La trei de bâte înseamnă și altele. Afară de așteptare, înseamnă și speranță. Și speranța se manifestă prin stea pe care am văzut-o cel puțin de două ori până acum, da? Aici este, să zic, o altă provocare. Să ieșiți din acest blocaj, blocajul manifestat, aici îl vedeți, la doi de spade. Blocajul prezent prin roata norocului invers. Și să manifestați speranță. Speranța e și aici și este și aici în poziția fricilor. Și să schimbați energia ca să vă transformați și să vă reformulați viața și misiunea pe care o aveți aici deocamdată. Cât trăiți, mai aveți o misiune. Poate să fie total diferită de ce ați făcut până acum. Clarificăm trei de bâte.
Noi știm ce am făcut? Știm o parte din ceea ce putem să facem acum, dar nu prea știm ce putem să facem în viitor. Aici este misterul acestei vieți. Este un mister această viață. Mai încercăm din când în când prin aceste prezentări să mai dezlegăm cuvinte încrucișate în acest mister al vieții, dar întreaga viață nu o putem afla, evident, pentru că este mister. Ia uite, aici este. Vedeți ce carte a venit? Doliul. Trei de bâte. Repet, dacă nu este doliu real, poate să fie dor după cineva, dar cum arată și poza, că poate nu întâmplător, asta mi-atrage atenția. Este o carte de amintiri, sunt amintiri. Amintiri. Este un pom uscat. Învățați să credeți că puteți înflori într-o altă, interesant cuvine, într-un alt loc. Trei de bâte ar trebui să se mute în alt loc, să-și construiască acel patru de bâte. Poate chestia trebuie să vă mutați într-o altă casă. Să lăsați în urmă un trecut, da? Un album de familie și să vă mutați într-o altă casă pentru unii dintre voi. Și aici este. Și chiar dacă uneori în aceste etalări nu putem lega cuvintele în fraze coerente, mesajul vine și îl veți lega voi în timp, pentru că toate aceste poziții sunt întrebări diferite, planuri diferite. Da? Și se pot manifesta în diferite aspecte din viața voastră. Dar, clar, aici trebuie să învățați să aveți speranță dincolo de acest regret, de aceste regrete, de aceste pierde, de aceste amintiri. Nu mai agățați poze într-un pom gol, ci plantați sămânță într-un alt teren. Și frumos a venit mesajul, mulțumesc divinitate, da? Pentru unii dintre voi. E trecutul apropiat. Aici este lecția pe care unii sper că o vor manifesta în prezent. Ia uite, puterea. Luptați cu voi. Ia uite, trebuie să alegeți. Ori voi trebuie să alegeți, ori altcineva, dar când cineva trebuie să aleagă, clar și voi trebuie să alegeți. Este logic. Da? Orice alegere a altuia ne pune și pe noi în poziția în care trebuie să alegem. Că vom fi aleși, că nu vom fi aleși, da? Înțelegeți. Și doliu văd că se manifestă într-o formă de blocaj mental în prezent. Doliu sau dorul? Sau dorul? Dar nu e normal să stăm în acest dor, ci să creăm în continuare. 3 este un număr creativ, 3 de cupe este și mai creativ și plin de energie frumoasă, colorată, ci să creăm noi amintiri. Nu să stăm să ne hrănim cu amintirile trecutului, înțelegeți? Da? Sămânța aceasta, 3 și 3, prin comunicare, creativitate, cum azi, muzica ține de comunicare. Da? Vă rog, încercați să înțelegeți în complexitatea acestei energii. Nu mai așteptați numai scenarii rigide, pentru că nu e cazul. Viața e mult mai complicată. Și aici este lupta voastră interioară. Cu aceste două energii total opuse. Așteptarea, speranța, pregătirea pentru o călătorie sau, da, o călătorie, 8 de bâte, într-un alt loc în care puteți să puneți sămânță și să creați ceva frumos. Și să renunțați la un spațiu, la o poveste, la un personaj, la un album de amintiri. Clarificăm, te rog frumos, 8 de spade în poziția prezentului. Uf, ce multe sunt, dar acestea au vrut să se arate. Ia uite. 8 de... Ha. 8 de cupe. Sau 8 de inimi și regina de inimă, da? Regele și regina de cupe. Aici este eliberați-vă. Aveți deja al treilea 8. A? Nu. Al treilea 8 și cu casa 8 a scorpionului. Nu vreau să rămân în cruce, da? Nu uitați de acest scorpion, de această transformare, moartea și renaștere, casa 8.
Eliberați-vă mental și emoțional. De trecut, ca să puteți să iubiți Regina de Cupe și să împărtășiți, că Regina de Cupe împărtășește, să puteți împărtăși din ce mai aveți voi de oferit lumii. Aici, 3 de pute, iar, speranța. Semnul de foc, da? Ardeți. Ce frumoasă e cartea, o să vedeți când o să fac și cartea și cine cumpără. Ce povestesc și aici, da? Ardeți. Aici e un foc. Ardeți karma, ardeți amintirile negative și construiți. De acum folosiți acest foc într-un mod creativ. Învățați să aveți speranță. Pentru că unii, cât ați fi voi de puternici, unii dintre voi nu aveți speranță. Puterea se manifestă în multe feluri. Am spus-o și o mai spun, da? Clarificăm 3 de cupe. 3 de cupe. Înainte să spun 3 de cupe, am zis, pentru unii acest rege de cupe să fie dragostea cuiva care din cauza distanței, din cauza unor situații care s-au întâmplat în viața voastră și a lor, nu s-a putut manifesta, trăiește acest personaj, această dragoste și acest dor imens și dorința de a o lua de la, da, 0-1, da? Și aici este blocajul și al vostru și al lor, da? Energia statică pe care trebuie să o schimbați în mișcare, da? Văzând, visând, fiind creativ, găsind opțiuni, da? Nu stând blocați într-un anumit mental. Posibil acest personaj, dacă nu simțiți că sunteți voi, deși eu zic că mesajul este valabil, și, adică se manifestă și cum am spus mai devreme, acest personaj trebuie să-și transforme mintea și să vină, uitați ce frumos, 8 vine către 8 și cu Regina de Cupe 9. Dacă mai devreme a fost 7 cu 8, eliberarea de trecut, ce frumos, vedeți, simțiți, nu știu, sau doar eu aici stau vorbesc și mă bucur singură de conexiunile pe care le văd cum se așează în fața mea. Da? Deci 8 și cu 1, 9. Repet, mesajul pentru voi, eliberați-vă de blocajele mentale de trecut de la, ca să mergeți înspre nouă, înspre dragoste autentică față de voi înși vă, nu egoistă. Și pe de altă parte și altcineva, pentru unii dintre voi, care a rămas blocat că, aoleo, dacă îmi vin eu la leoaică, la leu, o să mă refuze, o să mă intimideze, o să mă... Știți că lei au această capacitate și nu vorbesc doar de lei, deci de cei cu planete în lei, că nu degeaba aveți planete sau avem planete în lei, da? În leu. Cine e posesor de planete în zodia leului e intimidant pentru un anumit colectiv, da? Și acest personaj probabil se intimidează în preajma voastră și rămâne blocat. Auliu, auliu, cum să vin, da? Mai bine mă detașez, dar nu se poate detașa că rămâne fixat, da? Rămâne fixat, blocat. Și aici este provocarea lor, dar și a voastră față de trecut, repet, și a lor ca să vină înspre nou, să se iubească și în momentul în care tu te iubești și ai încredere în tine. Ai încredere în tine. Și exprim dragoste, ești generos în momentul, adică ofer dragoste, pentru că dacă așteptăm dragoste de la oameni care nu au ce să ofere, stăm în așteptare degeaba, da? Ce frumos e ce este. Posibil să fie distanță între voi și cineva. Dar eu știu sigur că afară de distanță și de ce am spus mai devreme, unii lei au și experimentat pierderea unei iubiri. Într-o formă sau alta. Că a murit, chiar a murit acel personaj sau a murit dragostea. Dar, iar, repet, mesajul e valabil și pentru voi, poate se descrie și pe alt personaj. Pe altcineva vreau să zic. Da? Hai să vedem, 3 de cupe. Eu văd lucrurile din mai multe perspective. Sper să le vedeți și voi așa cum le explic, cum încerc eu să explic, da? 3 de cupe. Uite, vocea. Ce frumos vine. Voce, muzică, interesant, 3 de cupe. Dacă știți pe cineva care are o voce frumoasă, care are o voce puternică în sensul de are puterea de a manifesta prin voce,
Mergeți către acest personaj și căutați inspirație. Că am văzut muzică. Muzica ce înseamnă? Voce, sunet. Da? Nu e vorba doar de voce, este vorba și de sunet. Acum, vocea înseamnă foarte multe pentru mine. Dar, în primul rând, cum a zis mai devreme, și se leagă. Mulțumesc mult, divinitate, da? Tai Chi, echilibrați-vă energia, dragii mei, că am văzut temperanța. Uitați-o. Echilibrați-vă energiile, temperanța, steaua, am văzut-o iar. Lucrați cu energia, cu yoga, Tai Chi, dragii mei, faceți eventual Tai Chi sau ce vreți voi să faceți. Și ascultați sunete frumoase, ascultați muzică pozitivă, da? De evitat rock-ul. Și eu am ascultat rock la viața mea, dar de evitat rock-ul în această urgentă eliberare de trecut. Ascultați muzică și încercați să comunicați, pentru că vocea comunică. Comunicați în bucurie, comunicați lucruri frumoase, comunicați iertare, că regele de cupe înseamnă iertare. Iertare față de voi, față de cei care v-au greșit, față de... dar și față de noi înșine, da? Și vocea poate să reprezinte și un semn de aer. Pentru că e sunet, da? Se exprimă pe cale aeriană, da, vocea. Posibil cineva cu marcaj în semn de aer își dorește o întâlnire cu voi, dacă își dorește o întâlnire cu voi, bucurați-vă de întâlnire, dacă se va manifesta acest lucru, dacă va rosti, da, dacă va rosti dorința de a se întâlni cu voi, acceptați această întâlnire. Și poate să fie orice. Am zis, nu vă gândiți numai la romanță. Pot să fie prieteni, amici care vă invită la... Voi sunteți într-o stare negativă și nu acceptați. Nu acceptați să ieșiți. Acum, clar, uitați, este cineva care cântă. Aici e vioară, aici este un fluier, flaut. Ce ar putea să fie? Cineva care cântă. Dacă aveți această capacitate, cântați în bucurie și lucruri pozitive. Sau măcar rostiți. Pentru că, bine, știm că acum muzica este și mai mult... rostire decât ritm. Dar, orice ar fi, dacă sunteți creatori de muzică, creați ceva pozitiv. Am dat mai multe variante, că nu. Vin și mesajele și bănuiesc că or fi și pentru alte categorii de ascultători. Deci vocea trei de cupe. Da? Rostiți în bucurie. Deocamdată încă, aici este. Încă e nerostit. Rostiți în bucurie. Puneți-o în poziție normală. Eventual, dacă nu puteți, voi căutați muzică, poezie în stânga, în dreapta, care să exprime ce vreți voi să exprimați. Elegant. Într-o vibrație înaltă. Da, frumos. Și am zis, stai aici la capătul. Asta e sfatul. Da? Asta e sfatul. Uite, regina de monede. Justiția. Echilibrați-vă. Împământeniți-vă. Cum am văzut aici, mediul înconjurător. Da? Și lucrați cu energia voastră. Lucrați. Tai Chi este o formă de meditație, da? Tai Chi-ul. Tai Chi. Acum, hai să vedem exterior. 7 de pute exterior pentru lei. Înainte să vină influența exterioară, repet, dacă aceste cărți reprezintă un personaj, da? Care și-ar dori să comunice, cu care ați dori să comunicați, încercați să manifestați ce am zis mai devreme, și dacă ei manifestă într-un fel sau altul bucurie, mergeți către ei, că aveți multe de învățat. În acest motiv, vocea nu a apărut în poziție normală, pentru că trebuie să se manifeste și întâlnirea dintre voi și ei. Da? Comunicarea, schimbul de impresii, da? Schimbul de emoții. Și repet, pot să fie prieteni, colegi sau oameni care vă inspiră. Un eveniment, o bucurie cu prietenii. Care vă inspiră. De ce repet? Nu știu de ce repet. O fi pentru cineva, da? Hai să vedem. 7 de monede. Nu monede de bâtă, pardon. 7 de bâtă, influență exterioară. Influență, așa. Influență exterioară. Ia uite. Invocație. Da, invocație. Invocare, invocare. Dar nici aceasta n-a venit în poziție normală. Cineva e un pic blocat. Trebuie să învețe. Dacă e vorba de acest personaj, trebuie să învețe, cum am zis mai devreme, să se iubească
și să își atragă emoțiile, pentru că aici este o apă. Aici vorbim de regina de cupe, 8 de cupe, regele de cupe, multe emoții, da, luna. Un personaj nu știe să lucreze cu emoțiile și se blochează când simte atât de multe. S-a blocat când a simțit atât de multe în preajma voastră, așa simt nevoia să transmit. Posibil pentru unii lei care au această capacitate de a transmite emoții frumoase, unii, repet, unii de câte ori pot, da? Personajul acesta să fi simțit atâtea emoții și fiind mai rațional, mai mental, să le fi blocat. Acum văd altfel. Interesant, acum văd altfel cartea. Dacă ea în general, eu știu ce am lucrat aici, dacă ea în general atrage, acum în această poziție am senzația că respinge emoțiile. Deci personajul acesta încă nu și-a deschis sufletul. Aici este în exterior, acest personaj vă influențează. Cine o fi? Că e din trecut, că e din prezent, că poate îl știți suficient de bine sau nu știți. E un personaj care nu s-a deschis emoțional în fața voastră. Și aici este întâlnirea. Timpul. Aici este interesant că încă timpul nu a venit. Trebuie să se manifeste timpul divin. Dar se manifestă când și noi lucrăm cu noi. Și voi, și ei, și așa mai departe. Da, este aici la capătul setului de cărți apare regina de monede. Este prea pragmatic acest personaj. Ori are o soție sau ori e concentrat pe bani, soț, poate să fie și soț, da? Da? Și responsabilitățile acestea terestre îi blochează emoțional. Da, interesant, foarte interesant. Nici nu mă așteptam să simt așa ceva despre această carte. Am senzația că respinge emoțional, nu că le atrage. Nu știe cum să le atragă. Ar vrea, dar nu știe, e blocat. Și totuși simte dragoste și trebuie să ajungă la 8-9, da, la 9 de cupe, să-și umple spațiul de apă ca să poată oferi de emoții în sensul ăsta. Să poată oferi, altfel nu poate să ofere. Pentru că nu știe. Nu știe să ofere așa ceva. Și dacă voi așteptați emoții de la astfel de oameni, o să fiți dezamăgiți. Ei trebuie să învețe aici niște lucruri. Ei, voi, cine sunteți? 8 de bute, te rog frumos, pentru leuți. Și leuțe, orice ați avea. 8 de bute. Poziția fricilor, 8 de bute. Deci este 8 de bute în poziția fricilor. Nu pot să vorbesc mai tare, dați și voi volumul mai tare, da? 8 de bute. Ha. Poziția fricilor. Pe de-o parte și voi, dacă știți acest personaj, vă e teamă că nu puteți să evoluați pentru că simțiți, conștientizați că au ceva de lucru. Dacă voi aveți acest blocaj, iar n-aveți încrederea. 3 de spade, 3 de bâte, 8 de bâte. Acestea sunt cărți care sunt optimiste. Reprezintă săgetătorul din nou, expansiunea, da? Jupiter. Pentru că unii lei sunt aici blocați. 8 de bâte, exterior, poziția fricilor, 8 de bâte. Oho, ia să vedem, asta e prima. Justiția, o fi cineva cu marcaj în semnul balanței sau, pentru unii, un personaj la distanță, eremitul, care s-a însingurat, sau, pentru alții, da, acest personaj, dacă are marcaj, că am văzut semne de aie, de spade, da? Posibil să aibă marcaj în balanță. Sau, pentru alții care aveți de-a face cu... Am mai văzut regina de monede de-a lungul timpului și valetul. Pentru cei care aveți de-a face cu un personaj cu marcaj în semnul fecioarei, este o energie dezechilibrată, da? Uitați ce logic s-au așezat cărțile, da? Justiție, care reprezintă echilibru într-o formă sau alta, între, parcă și descrie, între 8 de spade și eremitul. Eremitul merge în jos ca să-și caute în întuneric lumina, da? Merge în jos, înspre găsirea luminii. Are un felinar, trebuie să-și caute lumina, da? Merge în jos, nu în sus. Și bâtele merg în sus. Aici este. Sunteți energii total diferite, eventual, și simțiți, vă este teamă, că nu vă veți echilibra niciodată pentru unii dintre voi. Acum, trecăm peste zodii. E un sentiment de dezechilibru între dorința, eventual, de a crește, de a evolua, de a merge mai departe și o tendință a trecutului. Iar eremitul poate să meargă în trecut?
Să se întoarcă în acea zonă de întuneric când ați pierdut pe cineva, la la la, la la la, da? Mare grijă, nu stați în trecut, dragii mei. Ia uite, zero ăsta încă e nemanifestat. E încă nemanifestat. Clarificăm, te rog frumos, luna în poziția dorințelor. Pentru leuți. Mi-a venit și pisica Merlin, e la fereastră, draga mea Merlin. Are nume de vrăjitor, deși e o pisică, probabil vrăjitoare. Uite, asul de bâte. Pentru unii dintre voi, acest as de bâte poate să reprezinte o nouă pasiune, un nou proiect, un nou potențial pe care nu-l înțelegeți. Ori îl țineți în secret, unii dintre voi, din niște motive știți voi, ori simțiți pasiune pentru, am zis, pentru un personaj emoțional pe care nu-l înțelegeți încă. E o confuzie. Față de, trecând peste mesajele anterioare, este o confuzie față de un început care trebuie să se manifeste magician, am văzut și zero, da? Și energia statică în care sunteți unii și pe care trebuie să o depășiți, este un început pe care nu-l înțelegeți, nu știți cum să-l manifestați. Pentru că aveți moartea, transformarea, iubire. Hai mă, scumpa mami. Hai, hai vină cu a, nu mai plânge. Cineva vrea să vină la voi, cum vrea Merlin, să vină la mine, sper să nu dorme nimic. Hai iubire, da? Sau poate sunteți voi. Eu acum am deschis fereastra. Deschideți și voi fereastra inimii voastre către acest potențial. Hai, hai iubire. Hai, mai dă-mă ceva, dar vino. Vino că ești bine primită. Da? Aici este. Este un început. Ce delicate sunt pisicile, le adoră. Și voi sunteți niște mici pisicuțe. Cineva a venit aici, Melin, ca să vă susțină. Hop, hop, hop. Așa, iubire. Să nu dărâm, scumpa mea, ceva. Deci aici e o confuzie legată de această nevoie de a începe ceva de la zero, de la unu, de unde o fi, da? De a vă manifesta un foc creativ, poate nu știți, poate ați fost obișnuiți altfel, da? Eu zic că e logic, ia, dăm, clarificăm și moartea în viitor pentru. Ce frumoasă lumea, nu? Ce, draga mea, Meli? Hop, așa. Ia, vino aici. Melin? Moartea. Ia, hai. Hai, pisicuța mea frumoasă. Clarificăm moartea în viitor. Hai, vino la mine. Hai. Hop, 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 să nu dorim ceva. Așa. Leuți. Clarifică moartea în viitor. Poate un scorpion care vă răscolește întreaga viață pentru unii dintre voi și așa se întâmplă. Oho. Patru de spade. Interesant. Patru de spade înseamnă să meditați. E un soi de eremit. Meditați la această transformare ca să vă direcționați renașterea. Întotdeauna e o surpriză când e vorba de moartea și renașterea noastră, dar când e vorba de eliberare de karmă, avem o șansă să ne direcționăm renașterea, da? Transformarea. Ia-o toată și pe Merlin. O vedeți? E aici, Merlinuța mea. Hai, că dărâm cărțuliile. Aici este. Meditați. Și aveți de așteptat 7 de monede. Aveți de așteptat în această transformare a voastră, renunțare a voastră, a lor, eventual, repet sau completez mesajele anterioare referitor la o persoană care încă meditează la un fals sfârșit între voi doi, dar acest fals sfârșit de fapt implică vindecare și transformare. Eu cred că lucrurile nu s-au terminat între voi și acest personaj. Posibil cu planete în semne de aer pentru unii. Eventual este o căsătorie sau niște tradiții în calea acestei transformări sau acestei iubiri pentru unii dintre voi. Clarificăm, te rog frumos, împăratul.
cam gata. Da? Melina a venit să vă susțină. După cum, dacă dați volumul mai tare, puteți să o auziți cum toarce. Melinuța mea. Hop, hop. Ia uite. Male preot, dar a venit invers. Male preot și împăratul. Aici este. Nevoia de control, de a fi tradițional la unor lei, dorința obsedantă de a vă păstra o căsnicie a unora dintre voi când aveți o...